Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, iată ne aflăm aici în sala de spectacole Jean Monnet a Liceului de Arte Aurel Pop din Satu Mare și nu întâmplător ne aflăm aici, probabil cititorii ziarului Gazeta de Nord-Vest au remarcat faptul că în această seară de vineri vor avea posibilitatea să afle foarte multe lucruri despre o profesoară cu totul și cu totul deosebită, o profesoară de muzică, un om de cultură remarcabil al municipiului și județului Satu Mare. Este vorba de doamna profesoară Marta Cordea, pe care foarte mulți dintre dumneavoastră ați cunoscut-o. La începuturile carierei dumneavoastră, după ce a terminat facultatea, a lucrat o vreme la Casa Pionierilor, cum se spunea pe atunci, iar mai apoi, în mod succesiv, de-a lungul anilor, a lucrat în calitate de profesoară de muzică, inspector muzical, la diverse instituții din Satu Mare, numai departe inspectoratul școlar, județean, mai apoi la școala de arte, la liceul de arte Aurel Pop, aici unde noi ne aflăm și ne-am întâlnit și noi într-o vreme în acest liceu, iar mai apoi am aflat că dânsa a trecut în lumea îngerilor, acolo unde cetele îngerești, probabil o parte din ele, sunt dirijate de această minunată profesoară de muzică, Marta Cordea, care a predat și canto, a predat și ore de pian, a fost o profesoară cu totul și cu totul specială, a colaborat și cu Filarmonica de Stat din Ulipati, din Satu Mare, dar pe parcursul acestei emisiuni vom afla foarte multe lucruri prin intermediul a doi reprezentanți ai culturii sătmărene, implicit ai bibliotecii județene din Satu Mare. Este vorba de doamna bibliotecar Marta Cordea, fiica doamnei profesoare Marta Cordea. Dânsa este prezentă în emisiune și ca doctor în istorie, care ne va vorbi foarte multe lucruri despre această doamnă a muzicii sătmărene, a învățământului muzical sătmărean, doamna profesoară Marta Cordea. Iar alături de noi se află și bibliotecarul, doctor în istorie, Viorel Câmpian. Eu vă mulțumesc tare mult că ați acceptat să ne reîntoarcem în timp și să aducem în actualitate, în atenția telespectatorilor noștri, câteva informații de referință ale carierei pe care carierei muzicale, dar și carierei de profesor, până la urmă, a doamnei Marta Cordea. Așadar, vă invit pe dumneavoastră, doamna Marta Cordea, când spun Marta Cordea, vă invit să ne vorbiți despre mama dumneavoastră, despre începuturile carierei dumneavoastră la Satu Mare. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Mă simt mai emoționată decât cu prilejul altor emisiuni, pentru că, într-adevăr, este vorba de mama mea și sufletul meu, într-un fel, plânge, pentru că nu mai e aici alături de noi. Pe de altă parte, îmi face o bucurie mare să revăd această sală, sala unde se țineau examenele și producțiile de sfârșit de an la Liceul de Artă Aurel Pop. Am predat și eu câțiva ani aici la acest liceu Latina. Mama a venit în Satu Mare după ce a terminat conservatorul de muzică din Cluj, Gheorghe Dima, da? A terminat la secția dirijat, compoziție, pedagogie și a făcut 5 ani. Înainte de această facultate, a făcut și Institutul Pedagogic din Târgu Mureș. Deci înainte de facultate, mama a fost și învățătoare un an de zile în județul Mureș, pentru că mama era născută în Târgu Mureș. A făcut un an, a fost învățătoare la Crăciuneștii de Mureș,
așa. Pe urmă a intrat la conservator, a făcut 5 ani de facultate și acolo la Cluj l-a întâlnit pe tatăl meu, care era student la arte plastice și a venit în Satu Mare, față de Târgu Mureș. Satu Mare era un orășel mai mic și condițiile nu erau cele din Târgu Mureș, dar s-a adaptat foarte bine în acest oraș și a fost repartizată la fostul liceu numărul 3, unde director era domnul Ștețiu pe atunci. Venea de pe strada Candy, unde locuiau ai mei, făcea 20 de minute cu bicicleta la școală și așa au trecut primii 7 ani de profesorat ai mamei. A încercat și eu zic că a reușit să se adapteze la condițiile din Satu Mare și ale școlii din Satu Mare. Eu zic că a fost așa un dascăl înnăscut, pentru că și acum pe Facebook sunt multe persoane pe care eu nu le cunosc și care îmi scriu referitor la activitatea mamei din primii ani de școală, deci își aduc aminte și acum cu drag că a fost profesoara lor de muzică și cât de bine s-au simțit ei la acele ore de muzică. Atunci predea pur și simplu muzica la acest liceu. Pe urmă a trecut la, cum spuneați, la actualul club al elevilor, Palatul Copiilor, da, Casa Pionierilor se numea pe atunci, unde s-a ocupat în principal de grupuri vocale, coruri, păi învăța pe copii să cânte, atunci nu preda pian, dar le cânta la pian și pe urmă a fost o perioadă inspector școlar, a revenit la Casa Pionierilor, iar pentru câțiva ani buni. Și din 1976 până în 1979, cum spuneam, ați prins exact perioada în care a fost directoare la Școala Populară de Artă. Dacă îmi dați voie să intervin aici, stimați telespectatori, într-adevăr, fiica doamnei profesoare Marta Cordea a precizat foarte bine faptul că elevii au simțit-o pe doamna profesoară Marta Cordea, avea un suflet ales, avea o pedagogie aparte, o psihologie pedagogică menită să-l atragă pe elev. Nu era profesora aia în care, la care să tremuri atunci când intrai la oră. Ea avea un limbaj adecvat, știa să se adapteze fiecărui copil în parte și să îl facă să iubească muzica și să învețe notele, ABC-ul muzical, că ce poți să înveți pe copii în clasele gimnaziale. De ce cunosc toate aceste lucruri? Pentru că aproximativ un an și jumătate am fost elevul dumneaei la Școala de Arte în anul 1978, până când am terminat liceul aici la Satu Mare și am făcut cu dânsa canto de muzică ușoară. Și țin foarte bine minte răbdarea cu care îmi explica partitura ca să pot să citesc și eu. Mi-amintesc numai de parte doamna Marta, domnul Viorel, de piesa lui Angela Similea. Nu știu dacă compozitorul a fost Marius Seicu, Un albastru infinit. Și eu mă chinuiam să... O piesă dificilă și zicea doamna profesoară că este ți-a ales, zice, un cântec foarte dificil, dar m-a învățat respirația, cum să-mi gestionez aerul și sigur, până la urmă, n-am falsat, desigur, că mi-ar fi atras atenția, dar forțam un pic, mai ales în registre înalte, dacă ar fi să spun așa, și nu o să uit niciodată, chiar dacă eu n-am reușit să termin conservatorul la Cluj, pentru că n-am avut posibilități materiale pe vremea aceea, mi-a rămas în minte doamna Marta, domnul Viorel, stimați telespectatori, dragi profesori, pentru că profesorul trebuie să fie un artist, un om extraordinar, să aibă o pedagogie a la Peștaloțiu sau Peștaloții, cum spune, de pentru ca să știi să-l atragi. Și știți ce mi-a spus la un moment dat? Aveți aur în voce, domnule Zimmerman. Sau Mitică Zimmerman. Cred că Mitică. Da, am rămas cu bucuria asta.
oferită și dăruită de conducerea Nord-Vest TV să fac emisiunile astea de muzică și voie bună. Și acolo mi-amintesc și eu de viața mea de artist, am mai fost și chitarist, folchist, cântam muzică ușoară, dar mi-a rămas în minte și încă ceva. Chiar înainte de a pleca dintre noi, m-am întâlnit pe holurile liceului de artă, băiatul meu fiind aici la specialitatea pian, și când m-a văzut, zice, mă bucur să te văd, dar sunt așa de supărată pentru că nu te aud cântând. Și zic, doamna profesoră, am un proiect, vreau să reiau repetițiile la chitară, am 12 poezii de Mihai Eminescu pe care eu am compus muzică și sper să le materializez într-un CD. Gata, Dumitru Zimmermann, Mitică, până aici a fost, rememorările legate de doamna profesoară Marta Cordea, dar am vrut să interviu și eu pentru că, într-adevăr, a fost o profesoară model, un pedagog model, un om care a știut să se adapteze, așa cum am menționat la un moment dat, după psihologia fiecărui copil, după temperamentul lui, după stările emotive pe care un copil le are atunci când dorește să cânte la pian sau să interpreteze la canto un cântec, fie de muzică ușoară sau muzică clasică. Continuăm cu rememorările. Știu, domnule doctor Viorel Câmpean, că aproximativ 10 ani am aflat de la doamna Marta Cordea, fiica doamnei profesoare. Ați colaborat cu această minunată profesoară și până la urmă om de cultură, om de formare profesională de aici din Satu Mare. Vă rog. Ceea ce aș vrea eu să subliniez, domnul Zimmermann, e, sigur, e regretul că nu sunteți un mare solist dumneavoastră, deși... Ați aflat mai multe despre mine, dar nu ați fi fost ziarist, dacă eram privați de ziaristul Zimmermann. Doamna Marta Cordea, pentru mine a fost, eu aș aborda latura omenească a dânsei. Și ținând seama că suntem în Satu Mare, faptul că trăim aici două etnii mai importante, români și maghiari. La dânsa nu se observa că iubea la fel și pe români și pe maghiari. Și pe șfabi. Și pe șfabi. Bine, care, mă rog, și sunt maghiari. Am avut și elevi. Au avut și italieni, au avut și... Țin minte că avea o... Băiatul meu a făcut pian cu dânsa și țin minte că avea o familie de italieni. Dar cât îi iubea doamna Marta pe Pietro și pe Giuseppe și pe... Era o familie. Și era o comandă și făcea programarea și iară nori, zic, mami, dar câți nori ai? Păi nu, ăștia sunt frați și așa îi iubesc și da, era așa... Deci am regăsit aici spiritul care ar trebui să ne domine pe noi. Spiritul de iubire față de toate etniile și să vedem frumusețea. Exact, respectul și frumusețea fiecare etnică, fiecare are în bagajul său cultural, fiecare neam are bogății. Nu mai trebuie descoperite. Și vorbind de, zicea Marta, de colaborare, cu atâta drag, nu știu câte doamne ar putea să facă pentru soții lor ce a făcut doamna Marta Cordea. Deci am făcut un album în 2012, că l-am și adus și aici în bagajul nostru. Deci pentru soțul Aurel. Deci cât devotament și cum era conștientă că trebuie să facă ceva ca să rămână urmele soțului. Marta, colega, întotdeauna zicea, da, uite, pentru ea cine face? Da, e datoria ei. E datoria ei să facă și dumneavoastră ca fost elev, e foarte bine că v-ați gândit. Doamna... Vinovatul meu, până la urmă, să realizăm această emisiune. Da, așa e. Așa, vinovății să tot fie vinovății din acestea... Din acestea fericite vinovății. Nu știu, câteodată
când mă aflu pe strada aceasta, pe unde filmăm noi acum, mă uit și adun mecpașii. Cum venea către școală, că locuia în apropiere. O femeie extraordinară, un om de cultură, un... păcat că nu... Păcat că n-am avut timp să realizăm o emisiune împreună. Împreună. Eu mă gândesc la acest lucru. Ar fi rămas în arhivele... Ar fi rămas și, și v-ați fi bucurat. Nu ne-am așteptat la trecerea asta rapidă, dar vă spun, de fiecare dată când mă întâlneam cu... Să-mi dați microfonul. Da. De fiecare dată când mă întâlneam cu doamna profesoară, nu știu, parcă eram rudenii. Și mă întreba de Grațian, de băiatul meu, și cu mare aplomb eu îi spuneam de performanțele lui. Și zice, știu, l-am văzut, este talentat să muncească și ne-a încurajat. L-a văzut la audiții, la examenele astea pe care... La prezentări, pentru că pianiștii se reuneau în această sală Jean Monnet. Eu am ținut să ne întâlnim aici la... Liceul de Arte Aurel Pop din Satu Mare, în sala de spectacole Jean Monnet, sala de audiții, de examene până la urmă, avem în spatele nostru și instrumentele muzicale, să-l avem alături pe prietenul nostru, regele instrumentelor muzicale. Sigur, avem acolo și regina, se vede vioara. Mă rog, chitara, violoncelul și alte instrumente de suflat, dar suntem alături de regele instrumentelor muzicale, pianul. Vă invit, doamna Marta Cordea, să ne destăinuiți. Fragmentar, desigur, o să-i mai dăm posibilitatea și lui domnul Viorel să vorbească despre, poate între timp și mai amintește anumite etape, anumite ipostaze ale colaborării pe care dumnealui a avut-o cu doamna profesoară Marta Cordea. Dar vă rog să scoateți în evidență câteva lucruri nostime despre doamna profesoară, care a avut o înrâurire asupra formării dumneavoastră profesionale. Da, dacă e să vorbim despre lucruri nostime, eu am moștenit de la tata, genetic sau așa, talentul pentru pictură. Nu m-am ținut de acest talent pentru pictură, am pictat o vreme până clasa 8-a, pe urmă am abandonat acest lucru. În schimb, tata nu s-a ocupat niciodată de mine pe partea aceasta, cu toate că și el a predat și la Goldiș, a fost asistent universitar la Cluj, dar n-a dat importanță acestui lucru. Mama, în schimb, știind că aptitudinile mele muzicale nu sunt cele mai bune, a luptat toată viața să îmi formeze urechea muzicală, să pot să cânt în cor. Deci a fost o luptă pe care ea a adus-o cu neputința mea. Până la urmă a reușit și când am zis eu, a reușit în sensul că am reușit să cânt în cor vocea a doua. Atunci la Casa Pionerilor cântam și eu împreună cu ceilalți copii. La un moment dat, când am terminat liceul, am vrut să și am și dat admitere la actorie, la Târgu Mureș, la Institutul de Teatru. Acolo trebuia să și cânti. Ori știind mama că eu am probleme, a considerat că trebuie să mă pregătească intens. Na, și cântam noi pe acasă, îmi cânta la pian, eu încercam să cânt tot felul de piese muzicale, mama mă corecta într-una, eu mă enervam de fiecare dată și până la urmă a fost un singur loc, n-am intrat la acel institut, dar pentru mine au rămas dragi acele momente în care mama mă învăța să cânt și mă ducea la filarmonică, îmi explica cum e cu opera, pe care nici acum nu o înțeleg, dar îmi zicea, nu înțelegi, tași din gură, adică nu veni să comentezi tu, care ești un novice sau nu înțelegi ce se întâmplă acolo, nu veni să comentezi și să dai cu bâta în baltă, nu știi ceva, stai cu minte deoparte, înveți, dacă nu vrei să înveți,
Mă rog, dar să nu vii să comentezi lucruri la care nu te pricepi. Și întotdeauna am zicea că cânt cu un semiton mai jos, eu mă enervam, n-am reușit să mă învețe să cânt la pian, pentru că eu nu aveam răbdare. Să o vedeam pe ea, se așeza la pian și începea să cânte niște piese din astea foarte complexe. Și eu nu aveam răbdarea să... Mulți profesori, colegi, au condamnat-o că nu m-a dat la școala de muzică. Și ea a zis nu, dacă copilul nu are aptitudini. Și asta era... Da, și asta era... Da, din câte Constanța, da, dorit, da, extrem, da, mult să fie avut. Să, da, da, să fie, da, avut inclinații spre muzică. Da, da, dacă nu le-am avut, da, dacă nu le-am avut, da. Da, 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 da. Deci aveam probleme cu semitonul și Viorel tot râde de mine că, da, tu cânti cu un semiton mai jos. De-aia zic că totuși a reușit. Și asta cred că ar fi de interes și pentru alți părinți, că totuși cu muncă se poate ajunge de la un stadiu de afon până la un stadiu în care să poți să cânti o melodie fără probleme, dacă un profesor se ocupă de tine. Adică, da, te modelează, pentru că face parte din cultura generală a unui copil și muzica. Deci nu trebuie din start să o excluzi, să zici, gata, păi nu, copilul meu nu aude, nu cântă, și asta nu înseamnă că el nu trebuie să facă eforturi, și părinții, și prin profesorul de muzică, să facă eforturi ca acel copil să ajungă totuși pe o anumită linie, pe un anumit palier, pentru că nu poți să excluzi, să zici, gata, păi nu o să știe niciodată. Da, nu o să fie un cântăreț din el, dar totuși o să poată să asculte muzica, o să poată să facă niște mișcări pe muzică, o să poată dansa și, na, asta, de exemplu, eu sunt mândră că, datorită ei și la sport, eu zic că poți să țin ritmul mai bine decât altele. Văd altele, se aude muzica într-un fel și ele fac alți pași și zic, opa, uite, eu, pentru că mama mea m-a învățat, este... Da, deci iată un semnal dat și părinților, mai ales dumneavoastră care constatați că băiețelul sau fetița dumneavoastră are anumite înclinații, trebuie să-l coordonați în așa fel încât acel dat de la Bunul Dumnezeu, acel talent, dacă doriți, să fie exploatat, să fie cultivat de profesorii de specialitate. Chiar dacă nu va excela în domeniul respectiv, dar să știți, am mai spus-o și în Occident, faptul că studiezi la pian sau cânti la un instrument sau știi să interpretezi un cântec e foarte important pentru sărbătorile care au loc în familie. Când unul dintre membrii familiei se așează la pian sau interpretează un cântec, sau chiar și pentru destinderea psihică a noastră, a celui care a învățat la un instrument, este benefică cultivarea unui talent sau a înclinațiilor artistice. Doamna Marta Cordea, o să vă rog puțin mai târziu, după ce ne mai spune câteva cuvinte despre mama dumneavoastră, domnul doctor Viorel Câmpian, să ne vorbiți și de colaborările pe care le-a avut cu Filarmonica. Foarte interesante de-a lungul vremii și alte responsabilități pe linia asta culturală, muzicală. Vă rog, domnule Viorel Câmpian. Cum aș vrea să spun, și nu cred că e un lucru mare, doamna Marta a făcut parte dintre oamenii frumoși pe care i-am așezat în panoplie de-a lungul vieții și mă gândesc acum că spunea Marta că doamna Marta Cordea, mama senior, Marta senior, a fost vicepreședinte la Comisia de Cultură, cum se numea pe vremuri, Direcția de Cultură, Comitetul de Cultură. Și mi-aduc aminte de un alt om frumos din cercul nostru, că suntem într-un cerc, domnul Zimmermann, domnul Corneliu Bala, care și el a fost profesor și se înțelegea foarte bine cu doamna Marta și
Știu că stăpâneau bine limbile, atât limba română cât și limba maghiară, și au fost niște oameni punte. Deci noi aici trebuie să ne raportăm și noi suntem privilegiați că i-am cunoscut și eu sper că am învățat de la ei multe, multe lucruri. Băiatul meu, sigur că vorba noastră, a avut aptitudine, dar nu o să fie un mare pianist. Dar faptul că erau adevărate lecții de viață, toate orele de pian cu doamna Cordea erau niște lecții de viață. Și când acum, mâine pe mine, sunt 5 ani de când a plecat dintre noi, 6 mâine pe mine, da, ce trece timpul și ne dăm seama, știți, cum pleacă dintre noi. Abia atunci ne dăm seama cât de valoros sunt unii oameni. Nu știu, nu vine să cred că doamna Marta Cordea nu mai este printre noi. V-am spus că ea dulmec pașii și mai venea și la noi. A fost impresionată când au vizitat sala Naia Antonescu, unde și dumneavoastră ați filmat de câteva ori. Și așa cu bucurie rememorat ce oameni, ce... Și toți oamenii care, sigur, epoca aceea, știți dumneavoastră, prea bine... Au fost oameni frumoși. Să știți că au fost oameni frumoși. Eu cred că și acum sunt. Dar... Nu poți să etichetezi. Nu poți. Dar a fost, în ciuda opreliștilor care au fost atunci, totuși oamenii s-au manifestat liber și a existat așa o legătură între ei. Chiar o dragoste între ei. Păi venea domnul Bala, venea cu atâta drag, venea la Satul Mare, doamna Marta, prin funcția pe care a avut-o, s-a deplasat prin toate comunele din județ, că le cunoștea mai bine decât colega. Pentru că așa a fost natura serviciului. No, și dumneavoastră, ca reporter, sigur că stăpâniți tot județul. Nu e nicio problemă. Dar să știți că nu toți oamenii din județ cunosc județul. De nu neapărat trebuie să vezi Roma ca să mori, ci uneori a trebuit să vezi Tarna Mare ca să... doamna Marta Cordea a fost un om frumos în existența mea. Da, iată niște rememorări extraordinare la 5 ani plini de când doamna profesoară Marta Cordea a plecat dintre noi. Trecem pe al 6-lea an de când nu mai este, în ianuarie se va întâmpla acest lucru, dar oricum, nu știu, parcă este o predestinare să realizăm această emisiune fără să știm, fără să știu că avem în acest an 5 ani plini de când, 5 ani și 10 luni cât or fi, de când doamna profesoară Marta Cordea a plecat dintre noi, spuneam o profesoară model, așa trebuie să fie profesorii și dacă ați vorbit de Corneliu Bala, vreau să spun că avea și inclinații spre muzică extraordinare, știa să cânte la acordeon, a înființat corul din Lucăceni și mai cu seamă din Ianculeș și din alte locuri, școli gimnaziale unde domnia s-a predat și vreau să vă spun că a fost un profesor exigent care step by step ne-a cultivat. Așa cum bunăoară ați vorbit de doamna profesoară Marta Cordea, legat de elevul dumneavoastră, de copilul dumneavoastră, elevul dumneai, că fiecare lecție de pian era și o lecție de viață. Ne reîntoarcem la dumneavoastră, doamna Marta Cordea, junior. Era să zic junioară, dar e junior, știi? E formularea corectă. Și atunci să ne vorbiți puțin și despre colaborarea cu Filarmonica de Stat din Lipate, din Satul Mare, în vremurile acelea, unde cultura, hai să zicem, era pe primele locuri, se dădea o mare atenție culturii, orice am zice noi. Nu e politic aici, este vorba de profesionalismul
cu care acești profesori au reușit să formeze artiști în Satu Mare, care au studiat mai departe la Cluj și chiar în străinătate. Voi, acum, de la filarmonică mi-a sărit gândul la teatru. Și da, da, pentru că acum să o luăm cumva cronologic, invers cronologic, da, deci când, după ce a venit în Satu Mare, prin anii 1969-1970, tata era scenograf la teatru și au cooptat-o și pe mama pentru anumite spectacole. Ea era în fosă și cânta la pian și acompania trupa de teatru. Știu că s-a pus în scenă Milo, director de Vasile Alexandrie, o piesă, un vodevil. Și am adus, o să fotografieze colegul dumneavoastră, pentru că nu cred că mulți oameni au mai văzut așa ceva, exemplarul ei cu textul și cu notele muzicale, intervenția muzicală, și la un moment dat scrie: atunci când se șterge la nas, intervin eu cu acest pasaj și sunt notele muzicale, da, atunci când, da, exact, da, știu, și acei ani au fost foarte frumoși pentru părinții mei, cât au colaborat cu cei de la Teatru de Nord. Din păcate, în 1970 a venit Someșu și mama tocmai își adusese pianina de la Târgu Mureș, care s-a făcut surcele, și au rămas doar moderatoarele de la acea pianină și la care ținea în continuare foarte, foarte mult. Bineînțeles că de-a lungul timpului, în afară de orele de școală, cele la Casa Pionerilor, la Școala Populară de Artă, s-a preocupat și de mișcarea corală din Satu Mare. A fost dirijoare la corul Casei de Cultură Municipale, unde cântau cu precădere profesori și profesori de muzică, pentru că dacă ne uităm pe fotografii, revedem chipuri dragi ale profesorilor sătmăreni. Doamna Claudia Popdan era solistă la acel cor. Și pe urmă, la Mondiala, de exemplu, a fost un cor de femei pe care tot așa mama mea l-a dirijat. Da, l-a dirijat, a fost dirijoare la acel cor. Mă uitam pe niște fotografii și mă uitam, unde e asta? Da, da, exact, 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 da, da, da. Avem de-a face cu prăjitura finală. Sau de curul președinte. Da, 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 da. Și de asta zic că mă uitam pe o poză și nu-mi dădeam seama unde. Și zic, păi mama de fapt a fost dirijoare și la Mondiala și mai mergea și la Micula să-i învețe și pe cei de acolo sau să dirigeze un cor în Micula, și eu nici nu mai, de multe ori n-am dat importanță, și ăsta are un semnal de alarmă pentru toți care mai au părinții lângă ei și părinți care fac ceva pentru societatea noastră, să nu uite ce le povestesc părinții și să fie atenți la tot ceea ce fac ei, pentru că peste câțiva ani, da, peste vreme, s-ar putea să nu-și mai aduc aminte și să fie o problemă. Poate că oamenii din Micula ar putea să-mi spună mai mult ce făcea mama și cu ce instrumentiști se întâlnea acolo, pentru că am niște fotografii. Știu că e la Micula, dar nu știu exact ce se întâmpla acolo. Deci, de-a lungul timpului a fost, cum zice și Viorel, prin toate comunele din Satu Mare. Mă lua foarte rar cu ea, lipsea foarte mult de acasă. Cu filarmonica a fost în turneu în Italia, pe vremea când trebuia să aibă grijă cică de cei de la filarmonică să se întoarcă cu toții acasă. Deci era o perioadă în care nu era foarte ușor, era o viață stresantă, chiar dacă unora li se pare că a fi atunci vicepreședinte la cultură era un lux. Dar nu era, pentru că erau spectacolele grele, venea Adrian Păunescu, se făcea dialog pe aceeași scenă, Antena va aparține, așa, mama era plecată de dimineața până seara și trebuia să fie acolo la dispoziția celor care se venea
veneau cu care, cu carul de filmare. Nu era așa de ușor ca acum, exact. Apoi a venit George Zbârcea, renumitul compozitor, a venit la noi acasă, avem dedicație pe carte, a fost Raul Șorban la noi acasă. Deci totuși era o viață culturală intensă. Da, da, da. Deci a fost o perioadă grea. Cei care nu știu, poate le e greu să înțeleagă cum era viața unui vicepreședinte la cultură. Era vicepreședinte la Comitetul de Cultură și Educație Socialistă. Da, dar se făcea totuși cultură și muzica avea o importanță majoră, pentru că nu oricine ajungea pe acele scene ale patriei. Acum se întâmplă de multe ori să ajungă și oameni care poate nu sunt talentați din alte considerente, dar se făcea o triere totuși între cei care ajungeau pe scenă și care erau doar în public. Iată o trecere în revistă nemaipomenit de frumoasă, realizată de fiica doamnei profesoare Marta Cordea. Da, ați menționat la un moment dat un lucru esențial. Cei care aveți părinți cu o bogată activitate, nu uitați să le gestionați, ca să spunem așa, toate documentele pe care le au, articolele care apar în presă, pentru că după dispariția acestora este foarte greu să cauți într-un noian de ziare un articol sau să te duci la Biblioteca Județeană să cauți în arhivă, să vezi, să afli ce a scris cineva despre tatăl dumneavoastră sau mama dumneavoastră care sunt artiști. La fel, cei care sunt în viață, oameni de cultură, nu poeți, scriitori, trebuie în permanență să-și adune toate manuscrisele în dosare, consemnate, ca să spun așa, cu litere de aur pe copertă, pentru ca familia și mai cu seamă oamenii de cultură din satul mare să poată lăsa generațiilor următoare crâmpeie din viața artistică, culturală, scriitoricească a acestor mari personalități. Numai departe nu pot să nu-l pomenesc pe Aurel Pop, care a plecat de curând de pe plajele noastre pământești și am realizat împreună cu cei doi invitați ai mei o emisiune dedicată pentru el. A militat foarte mult pentru a aduna între coperțile unei cărți date biografice și mai cu seamă realizări ale unor oameni de cultură din satul mare care vor rămâne peste vreme documente acolo la Biblioteca Județeană din satul mare. Ne reîntoarcem la doamna profesoară Marta Cordea, domnule doctor Viorel Câmpean, dacă vă mai amintiți și alte momente de referință, atât din viața dumneavoastră, cât și la doamnei profesoare Marta Cordea, pe care le-a trăit împreună la un moment dat, dacă au fost și discuții contradictorii, dacă ideile dumneavoastră poate n-au fost tocmai în concordanță cu ceea ce dorea dumneavoastră, pentru că avea o mare experiență de organizator, de profesor și mai cu seamă de îndrumător și chiar de mediator la un moment dat. Da, ați spus bine, era o bună îndrumătoare și mă gândeam acum, în timp ce vorbeați dumneavoastră, că viața dânse s-a desfășurat între două clădiri. Trei. Școala, aici unde filmăm, biserica, pentru că nu de despart decât 10 metri de biserica reformată la care dânsa ținea foarte mult, era Târg Mureșancă. Și era foarte apropiată de biserică, dar avea respect față de toate bisericile, față de toate, și de acelea tradiționale și față de neoprotestanți dânsa. Dar în timp ce vorbeați noastră, eu văd zidurile bisericii, știți? Și a treia clădire e domiciliu ei, casa, așa. Dar mă gândeam la o carte celebră scrisă de Petre Țuțea, mă rog, editată după moartea lui, Între Dumnezeu și neamul meu. Păi și dânsa, între școală și biserică a navetat tot timpul, între, da, și casa unde
a avut atâta grijă de domnul Aurel, care și el a avut un destin, eu zic, nedrept. Un destin nedrept și noi am căutat soțul doamnei, care a fost un, îndrăznesc să spun, mare artist plastic. Noi am făcut acel album, pe urmă am constatat că puteam să-l facem mult mai bine și mult mai bogat, dar pe urmă au ieșit, știți, la lumină, la numărătoare, alte lucruri. Și ce ziceți e foarte adevărat. Deci avem nevoie să păstrăm memoria părinților, adică e chiar datoria noastră să nu-i lăsăm în uitare și oamenii care ne-au îmbogățit viața. Și ca să pun o sintagmă, vorbind de școală și biserică, mă gândesc că uneori se reproșa doamnei Cordea că acordă lecții de pian fără să ia plată. Deci a fost un fel de doctor fără arginți. Dar știți că în Evanghelie sunt doctor fără arginți. Sunt doctor fără arginți. Și ea o făcea nu dintr-un calcul, că dintr-un calcul meschin spui 10 lei ora sau 15 lei ora sau 20 de lei ora, nu? Nu. O făcea pur și simplu, pentru că iubea copiii, iubea... Și plata era, da, satisfacția profesională, nu și rezultatele elevilor. Păi nu, și în ceruri. Să știți că ea credea că plata va fi în ceruri. Marta nu v-a spus, dar Răzvan Crivaci a fost unul dintre elevii ei. Și aici chiar ar putea să se mândrească, nu? Să zică, uite, domnule... Da, chiar să o întrebăm pe... Păi o întrebăm. Doamna Marta, despre această observație a dumneavoastră, da, despre acest exemplu, care au fost câteva nume de artiști sătmăreni, elevi de doamnei profesoare Marta Cordea, care au trecut granițele județului, au terminat la Cluj conservatorul. Sigur, da, acum cât, da, memorie, cât îmi aduc eu aminte, da, 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 așa, da, 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 păi da, da, păi e Răzvan Crivaci, da, după aia a fost, n-a urmat o carieră muzicală, dar a fost o elev, a fost eleva pe urmă a Ana Mariei Manfredi, Otilia Turcu. Turcu sunt, erau mai mulți frați și sunt profesori acum la liceul de artă, nu, la liceul, la Slavici, la colegiul Ioan Slavici, dar au fost elevi de, eleve de ale tatălui meu la arte plastice și Otilia era fetița cea mai mică din familie care era deosebit de talentată la pian. Apoi profesor aici la liceul de artă, Mesa Roșghergă, care a început, am și o fotografie cu Ghergă, care avea, cred că, 4 ani când l-au dus. Da, da, de asta zic că da. Exact, exact. Deci Ghergă, care a ținut foarte mult la mama mea, dar și mama la el. A fost unul dintre elevii preferați, dar vreau să spun că mama se ocupa la fel cu toți elevii. Chiar dacă vedea că au aptitudini sau n-au aptitudini, adică era la fel de devotată munca de dascăl cu fiecare elev. Deci nu făcea neapărat o diferență dacă vedea că are rezultate. Bineînțeles că făcea ore suplimentare și îi dădea piese mai grele. Eu am avut o problemă, tot probabil de la neștiința mea în ale muzicii, în ignoranța mea. Eu întotdeauna îi spuneam când dădea ore de pian sau și la școală, de ce le dai piese atât de grele, care nu au muzicalitate? Pentru că vin părinții la producție și îmi zice, păi, da, ce mi-a învățat copilul ăla? Că dacă e greu, nu înseamnă că e frumos. Și ea zicea, nu, copilul ăla trebuie să învețe și o piesă mai grea. Nu mă interesează să îl învăț acum o operetă, să o cânte și niște șlagăre. Pentru că important e să știe, să aibă bazele, că apoi dacă o să vrea el, o să cânte și el, cine știe ce piese din acestea mult mai muzicale. Da, mai avem câteva minute din această emisiune. Sigur, prin ceea ce a spus dumneavoastră acum, doamna profesoară Marta Cordea de fapt dorea să îi insufle elevului bazele
Și nu putea să treacă peste această metodologie. Și bine ați menționat, în momentul în care ai bazele în muzică, știi gamele, normal, poți să dezvolți după aceea, să cânti ce vrei. Da, dar profesorii învață imediat un șlagăr, ceva atractiv și după aia nu mai învață nimic. Și urmă, părintele zice, păi uite, ăsta l-a învățat, nu știu ce, da, cântec la modă și asta la altă ce l-a învățat? Că l-a învățat să facă game și arpegii și așa, care nu îi folosesc la nimic. Adică, na. Problema este că nu toți putem să spunem că ne pricepem la orice. Și atunci și părintele trebuie să se dea pe mâna profesorului, cum ar veni. Pentru că nu degeaba a făcut atâția ani de facultate și... Eu am avut întotdeauna și am un respect deosebit pentru profesorii și în special pentru profesorii de muzică, având în vedere faptul că băiețelul meu de 11 ani studiază pianul. Și am zis, cum a zis mama dumneavoastră, nu mă bag, domnule, păstă prăjitura ta, bucătăria dumitale, tu trebuie să știi ca profesor ce să-l înveți, cum să-l înveți. În momentul în care aș ști și eu muzică, atunci aș putea interveni să am observațiile mele, adică dacă aș fi profesor de specialitate cu studii de conservator. Așa că am făcut și eu un an jumate canto, că m-a luat la armată cu arcanul și n-am mai reușit să termin școala de arte împreună cu doamna profesoară Cordea. Da. Elevii preferați, pentru că și mie mi-a spus că Dumitru Zimmerman este unul dintre elevii mei preferați și care are un talent muzical aparte. Și eu când v-am revăzut jurnalist, am fost foarte dezamăgită, pentru că eu credeam că o să fiți un mare muzician. Da, eu am cântat la București, acolo la Facultatea de Ziaristică și nu Ștefan Gheorghiu, cum spun unii. Deci n-am terminat nici de cum Ștefan Gheorghiu, n-am fost pe vremea lui Ceaușescu nici activist, nici agitator, nici măcar n-am lucrat o singură zi în calitate de ziarist, dar la Facultatea de Ziaristică, pentru că asta am terminat, dirigintele meu îmi spunea, textele trebuie să fie ca niște compoziții muzicale, știind biografia mea. Și mi-a zis, trebuie să aibă armonie, trebuie să fie niște simfonii. Și au fost rezultate, stimați telespectatori. Am făcut foarte mult în acest sens, am luat diverse premii la festivaluri naționale. Era Gavrilaș al nostru. Ioan zice, bă, păi tu ai luat un premiu, mă, la Iași, mă, la Boșdeuca lui Creangă, Povesturi pentru copii, n-ai venit, mă, la Radio Transilvania, n-ai venit aici să spui, mă, alții cum iau ceva? Deci nu prea m-am afișat din acest punct de vedere, vorba domnului doctor Verel Câmpean, după ce a murit și noi, zice, bă, dar uite, mă, cine a mai fost și omul ăsta, ce mai făcut? Când trăiești, te persiflează, te ignorează, te invidiază, câteodată te subestimează, nu? Un minuțel, atât dumneavoastră, domnule Verel, cât și doamna Marta, și încheiem emisiunea. Cu gândul la doamna profesoră Marta Cor. Cu gândul la dânsa, am spus, o viață între școală, biserică și casă și o viață armonioasă, pentru că armonia vine din muzică, dar dacă putem să luăm esența din muzică și să o punem în viața noastră, ne îmbrăcăm viața cu armonie și doamna Marta Cordea, 75 de ani, a trăit frumos. Sigur că am fi vrut să fie printre noi, dar lângă noi. Faptul că noi realizăm o emisiune astăzi înseamnă că e printre noi un fost elev. Eu, sigur că ați fost privilegiați, Marta să fie copil, dumneavoastră elev, eu mi-am dus băiatul, dar mă bucur că am întâlnit un astfel de om și aș vrea să rămână în memoria generațiilor viitoare un astfel de dascăl, ca doamna Marta Cordea. Aveți cuvânt. Da, pentru că Viorel a amintit de biserică, într-adevăr, e o confirmare a faptului că mama a fost aici cu noi. Este. Da, pentru că dacă nu pomeneam, poate nu. Vreau să da. În
grădinile Raiului, acolo e veselie mare. Da, păi sper să-i fie bine, pentru că aici, într-adevăr, într-adevăr a avut o viață frumoasă, chiar dacă au fost și greutăți de-a lungul timpului. Din cei 75, mă rog, aproape 76 de ani cât a trăit pe pământ, ea 58 de ani a lucrat. Încă am calculat din 1958 și până în anul 2015, când doar câteva luni până la moarte, deci cât a fost bolnavă, n-a lucrat. În rest, ea a lucrat de 57 de ani în câmpul muncii. Așa, da, 57 de ani, dacă vreți, pe aripile muzicii. Și le doresc și altor profesori să ajungă la tot atâția ani de activitate și să poată să-i facă pe elevi să își mai aducă aminte de ei. Pentru că de mama mea în continuare își mai aduc aminte mulți foști elevi de ei, unii mai bătrâni, alții mai tineri, pentru că dacă activitatea ei s-a întins pe atâția zeci de ani, normal că unii dintre ei sunt deja bătrâni, alții sunt tineri, dar eu zic că majoritatea sau cei mai mulți își aduc aminte cu drag de ea. Vă mulțumesc pentru că ați fost de acord să realizăm această emisiune in memoriam profesor Marta Cordea. Cred că n-ar trebui, stimați telespectatori, să îi uităm și pe ceilalți oameni de cultură, profesori, eu știu, educatori, oameni de referință ai municipiului și județul Satu Mare și periodic să-i readucem în actualitate în fața tinerilor ca niște sisteme de referință, ca niște modele care să contribuie la definitivarea educației și formărilor profesionale. Eu vă mulțumesc pentru atenție și cred că această emisiune va da de gândit multor aparținători care vor face în așa fel încât, dacă nu în fiecare lună, anual, memoria acestor personalități ale municipiului județului Satu Mare să fie readuse în actualitate sub diferite forme. Sunt acțiuni în acest sens, dar mai sunt multe persoane. Mă gândeam la domnul profesor Gregoroviciu. Da. Mă gândeam la domnul Savinescu. Mă gândeam la domnul Cendeș, Dumnezeu să-l ierte, care și dânsul. Deci, iată, vorbesc numai din lumea asta a muzicii. Sunt oameni de cultură care, după moartea lor, nu mai sunt readuși în actualitate pentru a scoate în evidență rezultatele lor speciale. Vă mulțumesc încă o dată, Dumnezeu să-l ierte, pe doamna profesoară Marta Cordea și bine am spus noi, cred aici, a fost alături de noi. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere, stimați telespectatori!